Se dă amendă de 2500 de lei pe loc pentru șoferii care fac această greșeală. Mulți procedează așa și nici nu le trece prin cap că pot rămâne fără bani. Așadar, ce trebuie să știe toți șoferii pentru a evita sancțiunea uriașă? Codul rutier 2023 interzice oprirea sau staționarea neregulamentară semnalizate prin indicatoare, însă mai există o prevedere care poate atrage asupra șoferului o amendă uriașă. Foarte mulți șoferi, din grabă sau cu neatenție, atunci când opresc undeva, blochează alte locuri de parcare. Mai există însă o categorie de șoferi care blochează locurile de parcare. Toții trebuie să știe că în codul rutier, blocarea ilegală a unui potențial loc de parcare se pedepsește cu o amendă uriașă. Lipsa locurilor de parcare continuă să fie una dintre marile probleme de infrastructură și în acest an, mai ales în marile orașe. Asta este o altă cauză care face ca mulți dintre șoferii români să ajungă să parcheze neregulamentar. Interdicția se aplică și în cazul trotuarelor, atunci când șoferul nu lasă un spațiu de minim un metru, astfel încât cei parcați să poată pleca de pe loc. Astfel, șoferii care parchează neregulamentar sunt pasibili de până la 870 de lei, precum și puncte de penalizare. Lipsa locurilor de parcare este mai acută în București ca în niciun oraș din țară. Doar aici se pot vedea automobile parcate fie pe carosabil, în locuri nepermise, fie chiar pe spațiile verzi sau trotuare. Potrivit articolului 72 din Ordonanța de Urgență numărul 195 din anul 2022 privind circulația pe drumurile publice, ocuparea trotuarului cu vehicule este strict interzisă, relatează playtech.ro.